În emisia Mireasa de ieri o vedeam pe Larisa destăinuindu-și frământările în privința fostei relații. Oare de ce a trebuit să o termin așa? Oare de ce a trebuit să fie așa? Oare dacă continuam, cum era? Știi? Și automat eu nu pot să avansez aici. Mă enervează chestia. Mai de ce? Cum mă enervează? Răzvan nu a reușit să o calmeze, dar oare doamna Dana avea sorții de izbândă prezentându-i și alte perspective? Ți-am zis eu că aici mă îndrăgostesc. Am zis că dacă nu-i deschis sufletul... Păi... Tot, crezi că eu nu mă lupt în fiecare zi? Să-mi... Da, sunt deschis sufletul și zic, dar de ce nu trece dorul ăsta? De ce mă simt așa? Dar tu când ai venit în coloană, ți-ai dat seama că s-a întâmplat asta? Că altfel nu plecai, mă gândesc. Exact. Mi s-a întâmplat când am ajuns aici. Știi în ce moment mi-am dat eu seama? Atunci când... cu Robert... Și de atunci tot am fost singură și am încercat să mă lupt cu chestia asta din mână, las că o să-mi treacă poate vreo prostie de-a mea, dar în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi. Dar eram singură, știi? Eram singură. Dar și nu-ți păsa. Și nu-mi păsa. Dacă se duce sau nu dur. Exact, nu-mi păsa. Dar iar când a venit cineva, s-a apropiat de mine, iar mi-am dat seama. Nu puteam să mă apropii de persoane, nu puteam să... Nu puteam să mă sărut, să... Știi? Fiindcă... Stă gândul la altcineva și dacă mie stă gândul la altcineva, cum mă lupt eu cu chestia asta? Nu știu că e șansa să te duci acasă și să nu fii cu el. Normal, dar măcar eu știu chestia asta, știi? Și îmi trece. Nu regret că nu ai încercat ceva aici. Nu regret. Și ce fac, mă, cu mine, cu persoană și eu să știu că în fiecare zi mi-e gândul la altcineva? Da, e aiurea rău de tot. Fiindcă mă gândesc și la persoana cealaltă, știi? Și zic, nu e ok să fac chestia asta. Păcat că nu am învățat pe tine. Da. Liniștit-te. Chiar e ok. Din atâtea fete, el te-a ales pe tine, Răzvan. Răzvan ăla care se tragă de tine, să nu serios, adică... Dar stai că Robert a fost altfel și n-a reușit. Ai avut un loc de plăcut. Și n-a mers niciun. Cu niciunul n-a mers. Mai țin. Uf, ce încăpșură tu. Ai rămas mult. Da. Mi-ar place măcar să mă aud acum, știi? Și să... Ce sună? Să audă, nu, să audă chestiile astea. A, că ți-e dor de el? Să ne vine cu ceva aici? Nu. Pentru că ai niște sentimente pe care... Pentru că am niște sentimente care în momentul în care am intrat aici, nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama de ele, s-a terminat ceva, am zis, e o porcărie, înțelegi? Poate eu am crezut că erau niște sentimente și nu erau, uite că s-a terminat, a trebuit să se termine, a trebuit să vin aici și poate între experiența am găsit pe cineva care să mă îndrăgostesc, dar de unde? Că tot încerc, tot încerc, tot încerc. La toți le găsesc câte un defect. Da. Din ce cauze le găsesc câte un defect? Din cauze că mie stă gândul la altcineva și automat când mă pun în pat și mă gândesc la altcineva și mă gândesc la momente că legal am avut cu persoana aceea, ce? Da. Mi-e dor de ele, ce vrei să fac? Ce fac? Și dacă tot nu știe ce să facă, Larisa dezbătea subiectul și împreună cu Leo și Ianda. Oare va găsi răspunsul căutat? Spune-mi una, vorbește cu băiatul ăsta, nu mai respingeat. Că tu ești îndrăgostită doar cu gândul, nu ești îndrăgostită cu adevărat. Da, doar cu gândul. Cât ai vorbit cu băiatul ăla? Păi și în două luni, dacă era îndrăgostea asta mare și era focul ăla mare, erai cu el acum. Îți băgai așa în ea de emisiune și nu era aici. Da, am întrebat-o și eu dacă l-aș suna și ar zice da sau nu, cu ce ar ajuta? Dar tu îți dai seama de când ești în emisiunea asta? Băi! De ce nu? Și gata, dacă e nu, atunci poți să fie el? Nu, nu poate fi el, dar pentru mine ești mai asupra. Pentru liniștea ta. Păi de moment ce ești aici, ai ales tu deja. El nu stă singur 4 luni după tine. Ai ales tu deja din moment ce ai venit aici, adică nu știu ce mi-ai trebuit confirmarea lui. Ce simți tu, e proști și nu e adevărat, e doar în mintea ta. Da, e doar în mintea mea? Da.
Și după toate aceste discuții erau necesare câteva concluzii, tot în compania lui Răzvan. A intrat aici, poți da speranțe cuiva, nu mie în special, cuiva. Dar tu ai sentimentele în altă parte. Gândul meu stă la altcineva. Dar ce-ți place la el? Fizic, nu știu, cum e el ca om? Cum era ca om și fizic, îndeplineam cam tot ce eu... Căutai? Căutam. Cauți? Caut. Și aștept să ieși ca să vorbești cu el? Da, îți dai seama. Dar asta vrei de mult, că tot vrei să ieși. Dragoste cu Silana nu se poate. Nu-mi place să insist. Când e locul meu, nu-mi place să insist. Deci gata, cunoaștere. O altă opinie asupra dilemei sale primea Larisa și de la Sabrina. Dar oare aceasta din urmă ar aplica și pentru sine sugestia oferită Larisei? Nu trebuie să faci neapărat cuplu ca să... Ce zice? Ca să stai aici. Și dacă aflu eu un răspuns, ce? Dacă e de exemplu nu, ce crezi că o să mă convin cu tine? Trebuie să aștept. Asta zic că... Asta mi se pare și mie... I-am spus și lui, tu nu te-ai simțit ca... a doua oportunitate, adică ca... Ce opțiune? Ce zici că ești teatru, piesă de teatru, să stai să faci chestii ca să demonstrezi cuiva și... Tu ai văzut de atâtea ori, zicea la mine, că faci aia pentru aia, pentru tot, pentru aia, pentru aia, what the f***? Cât ce e de aici cu ce? Și în primul rând... Ce te interesează cu tine tot? Și cu ce mă interesează pe mine premiul cât pentru premiul ăla trebuie să te căsătorești în pana mea? Normal. Deci ca și cum zice că dacă ai cuplu gata, ai câștigat. Nu e adevărat. Trebuie să te măriți. Normal. Nu știu. Cum mă gândesc ei care ești tu? Parcă zici că premiul ăla se împarte la cupluri. Și ce mă auzi? Că doar nu sunt miliard de euro. Dacă era să fie de... Deci când mamă de așa, știi, ca să fii bine, să fii sus, cred că eram cea mai mare pupin c***. Făceai să fii totul, dar n-ar ai cum, ca o pat, nu poți, să zici că te, mamă, totul e rost, tot e perfect, lugu, ce puțin, eu nu pot. Pe mine când m-a luat, eu nu mai, nu mă interesează de nimic. Nu am chef, nu vreau. Să stau să o... Nu pot. Să înțeleg că s-a terminat cunoașterea? Da. Da. Bun. Adică bun. Mă rog, am consemnat. Dar, totuși, Larisa, eu nu înțeleg. E... După câte luni ești tu aici? Mai puțin 4 luni. După 4 luni, e prima dată când te aud vorbind de un spaniol la care te gândești și cu care, culmea, n-ai avut nicio relație afară. Nu a fost o relație serioasă, ne-am cunoscut timp de 2 luni de zile și chestia asta, pentru mine, el nu era important înainte să intru aici. S-a terminat, mi s-a oferit oportunitatea și am zis că vin. În momentul acela nu mi-am adus aminte de el. Pe parcurs, cu timpul, am început să-i simt dorul. Când m-am combinat cu Robert, atunci mi-am dat seama că îmi stă gândul la altcineva. Că nu pot să mă apropii mai mult și nu pot să fac mai mulți pași. Și de atunci mă gândesc în continuu. În continuu. În momentul în care sunt singură, încerc să depășesc. Poate-mi trece. Dar sună-l, domnule! E și cumva, mi-e și rușine, nu știu. Păi da, este singura modalitate prin care poți să afli, în primul rând, că omul ăla... După 4 luni poate și însurat, poate are și un copil în burta mamei lui. Îți dai seama, în 4 luni poate să se schimbe viața așa. Măcar să știi să nu stai după o fantomă. Normal, nu să stau după fantomă, dar... Înțeleg că pe tine te-a blocat. Da. Poți să suni de pe un telefon de aici, de la producție. Și ți-ai... Deci e o chestie de un minut. Într-un minut afli ce vrei tu să știi. Da, aflu ce vreau să știu. Ok, mie... Îmi spune, de exemplu, un nu și ce fac? Îl iau pe el ca pe opțiune? Nu pot să mă deschid. Nu, dar măcar nu te mai gândești. Măcar nu te mai gândești. E clar, Răzvan, na, nu este a cicerată la căruță. Pentru Răzvan o să vină o altă fată. Și sunt convinsă că o să se înghesuie. Că acum e liber, na, cine știe. Dar tu, ca să mergi mai departe, aici sau în altă parte... Deci este lămurești, domnule, mă gândesc la că așa poți să te gândești la un actor și poate să fie același lucru, știi? Te gândești la Brad Pitt, da, Brad Pitt, da, na, va fi același lucru.
dacă omul a insurat. O să mă gândesc la chestia asta. Și după aceea o să regres, băi, dar omul ăsta, uite-te, era și cum l-am cerut eu fizic, e calm, e cerebral, e așa. Și eu mă gândeam la spaniolul ăla. Ți-ai seama dacă era să fie, nu era pasiune de atunci, te-a apucat pasiunea după 4 luni. E un pic ciudat. Sper că nu e un motiv așa inventat ca să pleci acasă. Sunt foarte sinceră, cred că ați văzut cu toții aici în emisiune și nu este. Bine, o să vorbești după amiază asta cu spaniolul ca să te lămurești. Hai că acum au trecut toate căldurile. Nu! Mă gândesc. Da? Mm-hmm. Tu ce ai vrut să spui, Sarabirina, cu sfaturile alea? Noi vorbeam despre altceva acolo. Noi vorbeam efectiv de competiție în sine și de făcut cuplu ca să ai cuplu. Despre asta vorbeam. Bine, începusii de la așa, ne-am gândit ce ar fi dacă ar încerca chiar dacă se gândește sau nu știu ce și că poate așa s-ar deschide și poate nici nu s-ar mai gândi la celălalt, dar să nu se facă asta doar de complezență și chestii de genul ăsta. Mm-hmm. Cum fac alții. În general. Se poate întâmpla. Sunt cazuri și cazuri. De acolo a plecat discuția. Ce perneș? Ce ai pățit? Absolut nimic. Mai erai ok? S-a întâmplat ceva? S-a întâmplat ceva? Nu știu. Sabrina, s-a întâmplat ceva? Nu știu nici eu. Adică nu-l scoateți pe omul ăsta... Ai auzit ceva ce nu s-a plăcut? V-ați certat? Nu, era din pauză. Deci s-a întâmplat ceva în pauză? O mică discuție. O mică discuție. Mi-e groază de mică asta discuție. Deci, jur, când aud o mică discuție, îmi crește tensiunea. După cum știți, vom afla mâine, dar dacă mă uit la perne și eu nu știu dacă a fost chiar așa o mică discuție. Nu. Nu? Aulă. Nu, cel puțin pentru mine, nu. Ei, da, eu nu știu cum să iau treaba asta, că Sabrina e relaxată și zâmbește și tu mai un pic și plângi. Poți să fiu nervoasă ca el? Nu, am ce să rezolv dacă-s ca el. Păi, o fi având și el vreun motiv să fie nervos, că el... Are tot dreptul. El, până acum, mi s-a părut un monument de calm, adică... Wow, dacă cineva trebuie să primească Oscarul pentru cel mai calm personaj din Casa Mireasa, sezonul 6... 5. 5. Poate fi și în sezonul 6 dacă nu să. Cine știe? Păi, câștigătorul este Perneș. Încerc să te scot un pic din stare, știi? Dar am remarcat că ești foarte atent. Ca e mai corect. Dar chiar n-a fost o greșeală așa intenționată. Ok, vedem. Nu pot să scot mai mult. Dar aveți un task astăzi, ce facem? Ce? Trebuie să-ți revii, Perneș. O să văd dacă mai pot. O să vă reveniți. Luăm o pauză acum.